Tocmai ce am intrat în casă s-a întâmplat o chestie chiar foarte interesantă, chiar. Am primit un bilețel de la vecina, mi l-a lăsat sub ușă și când am intrat, m-am uitat pe el și am zis, ce chestia asta? Mi-a lăsat un bilețel cum că au venit niște pachete, mi-au niște colete Avon și că le are ea și că o să mi le dea și că dacă nu în seara asta sau după masa asta acasă, să nu mă îngrijoresc, că vine ea și mi le dă și că sunt în siguranță la ea. Chestiile astea sunt foarte interesante, mie îmi plac detaliile astea și chestiuțele astea. E un frig afară, un vânt, deci mergi pe stradă și te mișcă vântul. Ridici piciorul și îți pierzi echilibrul, e incredibil, deci e foarte frig. Senzația, nu că e frig, senzația termică, senzația termică e oribilă, deci e, cred că, minus 1 sau poate mai bine. Mă rog, altă chestie, mâine am ecografie și e posibil să ne spună, adică ar trebui să ne spună dacă e fată sau băiat. Sufăr foarte mult pentru că am așa în piept. Mi se urcă până sus, până mai când mi se urcă în gât, deci e oribil. Nu pot să urc scările. Merg pe stradă și nu pot să respir. Trebuie să mă opresc așa, să mă opresc, să stau și după aia să continui drumul. Dacă cumva este vânt și nu se aude, bine, scuzați, dar asta este, pentru că este un vânt foarte puternic. Tocmai ce am ieșit de la medic. Și ia ghiciți dacă e fată sau băiat. Am intrat acolo și chiar la început ne-a și întrebat medicul. Vreți să știți ce e? Deci în momentul când a pus ecograful și am zis normal că vrem să știm ce e. Și ce e băiat? Zic, nu cred. Chiar, deși eu chiar mi-am dorit un băiat. Chiar din a 8-a săptămână v-am spus și în clipul cu holul făcut în România. Bună când am ziua. cumpărat hainele pentru copii la 8 săptămâni, că eu cumpăram pentru băiat, deci eu știam că e băiat, eu eram foarte sigură că e băiat. Și până la urmă e băiat. Chiar dacă am avut un vis foarte ciudat, cu 2 seri, că era fată, era brunetă și o țineam în brațe și o lăptam, deci era foarte real visul. Dar până la urmă nu, e băiat. Proiectul l-am făcut eu. Da, sigur. Și e deja întors invers, cu capul în jos și picioarele în sus. Și mă apasă de nu mai pot, deci mă apasă efectiv. V-am mai spus că mă apasă la un piept, aia când dă cu picioarele sau mă împinge. Și da, suntem la 20 de săptămâni și 6 zile. La 20 de săptămâni și 6 zile am aflat ce o să avem. Am obosit, serios, deci cu telefonul în mână și mergând pe stradă am obosit. Cum acest clip va fi un clip scurt, pentru că doar voi pune să anunț ce toată lumea mă întreabă și toată lumea mă întreabă și zic să nu. Nu, e altă o stradă. Căutăm o stradă aici. O, îmi pică păr, uitați-și. Trag de păr și îmi pică. Deci e, nu știu cât se vede, dar e groaznic. Cade, zic soțul că părul meu cade, nu pică. Bun, cum o să fie acest clip destul de scurt, sunt foarte curioasă dacă aveți idei de nume. Noi am avut câteva idei de nume și de fată și de băiat, dar acum când am aflat că e băiat, ni s-au dat toate ideile peste cap. Plângă chestia asta, am început să plâng la ecografie, dar deci nu puteam să mă abțin. Îmi curgeau lacrimile într-un mod incredibil. Și m-a întrebat medicul, de ce plângi, fată? Zic, păi de bucurie că mi-am dorit băiat. Zice, atunci ai bine. Așa că vă rog să lăsați în comentarii idei de nume. Suntem în foarte mare pană de idei. Am venit să mâncăm că mi-e foame de mura. Acum că am zis că vreau să filmez și eu, să pus lume lângă noi ca să facă gălăgie. Mă uit în toate locurile când ies să mergem să mâncăm. Am ajuns să mănânc lucruri vegetariene. Legume și brânză de capră. Că nu pot să mănânc somon, nu pot să mănânc asta, aia, că aia e crudă, că aia nu știu ce. Salate nu vreau să mănânc pentru că dacă nu sunt spălate bine are și o problemă. Și așa. Dar ce mai contează? Ce a fost mai greu să dus? Bine, că oricum mai am încă 4 luni de zile, cred că lungi, până când o să-i vedem fața copilului. Am încercat astăzi în ecografie să-mi arate cumva fața copilului, dar era cumva întors, un fel foarte ciudat și mi-a pus niște poze și mi le-a arătat. Era cu fața la spate. Era cu fața la spate. A, da! Am zicea că trebuia să-mi fac ecografie în spate ca să se vadă fața copilului. Deci era o chestie foarte interesantă și a zis că nu lasă, de-i pace. O să îi vedem fața când o să iasă. Acum știm că e băiețel și a fost asta și am cumpărat un tractor. Trebuia să cumpărăm ceva ce să fie așa pentru băiețel. Trebuia, că dacă nu eram sănătoasă.